aici. Foarte. Foarte. Ce? Da. Ia spus ce e. Femeie din trading, da? Femeie din trading? Deja vreau să putem să spuneți în trading. După prezența asta. Ok. Deci, cei care nu ne cunosc, da? Ca un mic prezentare, mi-e spune Elena, sunt consultant financiar și... Iulia, dacă sunt consultant financiar, ca nu știu cum e, dar... Așa, pentru că aici s-au adunat și persoane de la filiala Alexandrie și de la Atrium. Așa. Deci, haideți să vedem totuși care este tema lecției de astăzi. Nu lecții, masterclass-uri. Deci, masterclass-ul de astăzi a fost planificat să fie tema femeile în trading, dar pentru că avem și, pentru că avem destui bărbați în sală, o să vorbim despre, atât despre femeile în trading, o să punem parcă accent pe această temă, dar o să completăm și cu exemple din partea bărbaților noștri în trading. Adică o să lucrăm la motivația tuturor de a face primul pas în acest domeniu, pentru că avem drept scop să accentuăm importanța acestui domeniu și posibilitățile care ne oferă acesta, în... mai ales în situația în care ne aflăm noi acum, din punct de vedere politic, economic și așa mai departe. Deci o să vorbim despre toate aceste lucruri. Nu condițiile, dar emoțiile, sentimentele pe care le întâlnești un bărbat. Cine e de acord cu aceasta? Și cine în general o auzit de acest stereotip? Cred că emoțiile le întâlnești femeile, totuși. Cine sunt traderii, de fapt? Da, asta e teorie, da? Să o culim un pic, partea teoretică. Cine sunt traderii? Care investesc. Care investesc. Ok. Oculim. Cine sunt traderii? Prin un lider psihologic, așa, ca personalități. Așa, este o diferență dintre gen, a fi trader? Fiecare greu să lucrezi. Da, vădare, un credit diferă, la bărbați și la femei, în transacționare. Ne spunem plan răbdarea, eu cred că răbdarea este mai piernică. Eu ca bărbat așa văd, pe care cum ești normal. Da. Adică mie, partea de mine, îmi spate mai izghetă pe așa. Mai curajoasă. Deci eu am avut un caz, ceea ce nu mi-a plăcut această situație, respectiv am hotărât să, împreună cu colegi, am hotărât să abordăm această temă la un masterclass. Deci a venit într-o zi un cuplu, soț și soție. Ambii vroiau foarte mult să dezvolte în acest domeniu, respectiv ei au solicitat lecții individuale, au învățat cursul acesta de bază, da? Și-au deschis ambii afaceri. La bărbat era depozitul mai mare. Atunci când eu am întrebat de ce voi nu vă deschideți aceleași depozite, da, ca să fie egalitate, deja o să vedeți care dintre voi este mai profitabil, la care răspuns soțul, ei, dar păi ea e femeie, respectiv ei mai puțin. E corect așa? Ce, noi nu suntem egali? Și atunci am spus în felul următor, cel mai interesant, că o să vedeți, este foarte mare probabilitate ca soția dumneavoastră să vă întreagă pe dumneavoastră, măcar că depozitul este mai micuț. Și cum credeți, l-am trecut? Da. Da. Cine a motivat-o? Eu. Anume, situația aceasta. Pentru că totuși, dă-i motivație la o femeie. Ea va ajunge și va înnoi tot orizontul. Ea va ajunge acolo unde poate un bărbat nici nu s-a gândit să ajungă. Și asta e ceva normal. Niciodată nu am văzut diferență și, în general, succesul nu are diferență de rasă, gen și tot așa mai departe, vârstă. Dacă o persoană are obiective, dacă o persoană are scopuri mari, ea va ajunge, indiferent de situație. Deci eu vreau să aducem la fiecare dintre voi, la fiecare femeie. Mai sunt cazuri când femeia vine și îmi spune că ei soțul nu-mi permite. Soțul nu are încredere în domeniul dat. Soțul zice că eu nu pot. E corect aceasta?
Trebuie noi să ne uităm la factorii aceștia externi. De ce au fost invitați toți și bărbații? Bărbați, rolul bărbaților, da? Să motiveze soțiile, să motiveze prietenile, că și ele pot. De regulă, prietenile soțiile sunt în umbra bărbaților, ceea ce nu sunt de acord. De ce noi astăzi o să vedem posibilitățile domeniului dat și de ce tot șofmeie trebuie să-și inițieze afaceri în acest domeniu? Cum trebuie să treac peste frica aceasta? Și voi o să aveți ocazie, chiar și doamnele, au fost invitate doamne care deja au succes în domeniul dat ca să motiveze pe ceilalți că sunt pe demă și nu au curaj să treacă pe real. Iar bărbații o să asculte atent și o să meargă acasă și o să-și motiveze prietenile și soțiile. Da. Deci noi am mai organizat, o să organizăm și un concurs care constă în ceea că noi o să pornim graficul aurului, unde o să vedem care este prețul actual al acestui instrument și până la sfârșit de lecție dumneavoastră acum trebuie să faceți o prognoză rapid și să presupuneți până unde o să ajungă prețul aurului. Noi o să vă dăm niște foiți, deci o să fie 3 premii pentru 3 locuri, într-un fel. Persoana care o să fie cea mai aproape de apropiată cu răspunsul de prețul final, pentru persoana care o să fie următoare și pentru acea persoană. Eu o să vă... 4 premii. O să fie 4. Eu o să vă împart niște foiți și pixuri. Deci, să transmit. Cine dintre voi sunt trei de perioadă? Practicați-mă. Așa, o să avem așa, avem tradere investitori, avem tradere liber profesionist și avem tradere angajați, corect? Angajați sunt, angajați al companiei. Dacă nu o să vă privați nouă sau să vă privați dacă nu o să vă privați nouă, să... Așa. O clipă. Deci fiecare dintre voi o să noteze pe foiță prețul la care voi preconizați că până la final de lecție o să ajungă. După părerea voastră. Deci care e prețul actual acum? Da, se poate de nu se vede. Am un loc de război. Ce-am de fapt? Iată aici o să pasez un nivel. Da? Iată aici prețul actual. 1802.50. Nu uitați-i ca altceva. Nu uitați-i ca altceva. Nu uitați-i ca altceva. 50, 1850, da? 1802.50. La moment. Ești plin, ești plin. Așa, nu plus-minus, acolo 2-3 puncte nu contează. Dar până la final de lecție, cum voi credeți? Care o să fie prețul? Toți notați. Anume în cifre sau... În cifre, în cifre, da. Poate mai spate. Așa, deci pentru cei care nu au fost, la final de masterclass o să fie, este concurs și la final o să fie premii, avem 4 premii. În cazul în care toate persoanele o să fie cel mai apropiate de prețul la care o să fie la final de lecție, vor primi premii. Deja o să aflați la final. Deci ea scriți, cum voi credeți, până unde o să ajungă prețul aurului. Faceți la fiind o promoză, vedeți care este trendul.
Este? Așa. Dar scris și numele și familia. Unde va ajunge prețul auto? Da, la final de lecție. Uite, măi, bine. Nu-mi pus minus. Cineva are scopul de a câștiga premiul, probabil. Nu uit și eu, nu văd bine. Pur și simplu, da. Gâșbați lineșul. Asta e lumânarea ultra, e lumânarea crescător și descrescător. Este albă. Albă, da? Crescătoare. Da, e crescătoare. Da, poate, într-adevăr. Poate că le facem cu... Se vede mai bine? Da, mai bine. Hai. Este? Așa, care au scris? Puteți mi-l dați mie. Așa. Numele și familia, dacă ceva noi știm, apoi ești de... Așa. Atât? Da. Vedem, cine este mai norocos sau cine a făcut cea mai bine analiză? Chiar să fac și analiză, când luam băiatul la mine. Nu? Nu, nu, nu iau. Da, mă rog. Deci, în domeniul dat tot și este noroc sau mai mult este calcul? Calcul. Tot? De noroc nu trebuie să așa, este. Atât, noi strângem proiectul. Ați reușit? Da, nu se vede de clar prețul. Nu e proiect, mai mare. Încă mai mare. Așa? Lumea se vede, dar da, prețul nu se vede, nu mi-l-a... Da, iată acolo nu se vede. Unde voi preconizați că o să ajung aici? Mai jos. Mai jos unde? Aici? 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 Mai jos. Mai jos. Mai jos. Mai jos de preț actual? Nu. Mai jos? Da, acolo. Acolo, da. Aici ce preț e? Aici. Aici. Da, da, da. Cam pe acolo. Aici? Da. 1805.22. Nu mă sunt părțit. Este. Așa, ok. Deci eu închid proiectul. Să nu ne împurce. Deci tema noastră de astăzi este mai mult axată pe psihologie. De ce noi ne-am adunat aici? Avem mulți traderi care sunt pe demo și avem mulți traderi care sunt pe real. Eu vreau ca voi să înțelegeți că nu este de fapt atât de strașnic să faci primul pas în acest domeniu. Prima, aici o să vă dau un exemplu foarte simplu. Toți am fost copii, corect? Prima dată când v-ați urcat pe bicicletă, vă era frică? Da. Ați căzut? Da. Prima dată când v-ați urcat pe role, ați căzut? Era frică? Prima dată când ați patinat, e așa munitic. Nu, primul pas trebuie de făcut. Prima dată când ați patinat, era frică? Da. Când ei au fost? Da. Sau când v-ați învățat să notați? Cineva și acum are frică de notă. Cineva și acum s-a învățat. La notate, exact, cine e la mână. Putem? Am notat care e, dacă cazi și te miești, da, dar nu mai faci și înainte, nu mai miești. Dacă e bun. Din experimentat în experimentare. Deci, eu vreau ca, noi vrem ca astăzi, acei care sunt pe real, să povestească care au fost emoțiile prin care i-au trecut, istoria lor de succes, cum i-au ajuns acolo unde sunt acum, cum au depășit frica. Iar cei care sunt pe demo, vreau să aflăm de ce ei se tem, care sunt acele bariere psihologice care nu pot să le depășească. Și ulterior completăm una cu alta ca să ajungem să formăm un produs final. Pentru noi, la fel, foarte mult contează
care încă ar fi acele momente care trebuie de dat persoanelor. Pentru că avem persoane, într-adevăr, sunt foarte mulți care schimb. De ce acum noi să lucrăm în continuare? Pentru noi aceasta foarte, contează foarte mult. Ce ai dori să obțineți anume? Posibil la curs sau la general? Adică ce nu este destul pentru dumneavoastră? Ce nu va ajunge? Pentru, adică de bun vedere psihologic sau de curaj, de ce aveți nevoie ca să puteți face acest prim pas. Și noi o să ne adresăm și careva întrebări, dar la fel noi o să folosim și istorioarele noastre, care nu sunt posibil foarte colorate, dar la general sunt niște exemple pentru domnișoare, pentru doamne care încă nu au început să transacționeze sau ceva, au nevoie de un stimul adăugător pentru a începe să facă acest lucru. Noi să ne împărtășim și istorie pentru asta. Așa, deci vreau să fiți cât mai sinceri, cât mai liberi. Nu am venit, nu ne-am adunat aici să verificăm cunoștințe sau ceva de gen. Deci spuneți așa cum este. Noi real vrem să cunoaștem aceste momente și sunt foarte interesante. Mie mi-e interesant fiecare trader în parte. Și noi vrem să știm ce vă încurcă, care sunt barierele voastre. Deci fiecare dintre voi o să aibă parte la cuvânt, fiecare dintre voi să poată să povestească, să-și exprime emoțiile în domeniul dat. Da? Pentru început o să începem cu istorioarele noastre și aceasta o să fie un stimul pentru fiecare dintre voi să-și adune gândurile și să exprime și a lor istorioară. Deci, ok, începem cu istoria. Da? N-aș spune că este foarte deosebită, dar este deosebit prin ceea că, de exemplu, când eu am trecut cursul de instruire, eu eram unica fată în grupă. Sincer, mi se părea foarte complicat acest domeniu, pentru că nu vin dintr-un domeniu financiar și credeam că trebuie să cunoști foarte, foarte, foarte multe lucruri, să ai niște studii superioare în economie sau ceva de genul, ca să poți să ai succes, să reușești, să înțelegi ceva. Mi se părea că acest domeniu în genere constă în niște calcule complicate. Trebuie să fii guru în acest domeniu ca să ai succes și să faci profit. Dar m-am convins că nu este așa. De exemplu, din grupa noastră, eu sunt unica persoană care am început să tranzacționez și m-am angajat încă și la Double Case ca consultant financiar. Deci, pentru mine, asta este un semn bun, că nu doar bărbații au succes în acest domeniu, dar și femeile. Dar pentru mine motivația a fost ceea că eu știam că dacă o să tranzacționez mult pe demo și nu o să încep să tranzacționez pe cont real, la mine o să dispară motivația aceasta, pentru că profitul nu este real, adică eu nu pot să-l palpez, el nu este... El pe mine nu mă hrănește, atât nici psihologic, nici la general, adică eu nu pot să-l palpez. Pentru că mi-a fost important, anume, să nu pierd abilitățile tranzacționare, pentru că cei care sunt pe demo, nu știu dacă știu, dar noi ne formăm ca traderi, anume când începem să tranzacționăm pe real, adică diferența care este? Diferența este în emoții. Practicile sunt aceleași. Dar diferența este în emoții și în atitudine. Adică noi când tranzacționăm pe real, noi avem altă abordare, noi facem analiza graficului, parcă vedem cu alții ochi. Sincer, eu am început să înțeleg cum se tranzacționează anume pe real, pentru că aveam altă atitudine. Și cred că asta este un lucru foarte important pe care să mă înțelegem, pentru că iată sunt mulți străini, chiar care și la curs îmi spun. Eu mai întâi o să mă antrenez pe demo, să mă antrenez pe fie. O să fac profit pe demo și iată dacă o să-mi primească pe demo, atunci o să-mi scrie cont real. Dar abordarea din start nu este corectă, pentru că cum să explic așa ca să fie mai relevant. Abordarea nu este corectă, numai din punct de vedere că dacă nu ai pregătirea asta psihologică și dacă nu treci bariera asta psihologică, anume când deschizi contul tău real și începi să tranzacționezi, nici piața nu o vezi așa cum este ea. Adică o vezi cum ai înțeles la curs, dar nu începi să o sesizezi anume din punctul tău propriu de vedere. După ce când îți deschizi contul tău propriu, atunci și însușești mai bine. Și greșelile parcă le observi și vezi din ele. La epidemă nu vezi din greșeli. Pedeamă în cazul în care știi că te duci în minus, pedeamă ok, când o să-mi fac altul. Dacă sunt banii tăi reali, stai și noapte și uiți, vezi dacă tranzacția în adevăr merge în favoarea ta sau dacă pierzi contul. Adică acolo chiar nu dă. Nu de o oră. Da, de o oră. Să cum să închide lumbarea. Atât de mare emoție și atât de pui suflet. Dacă ne era pe demo, atunci
ok, o să fac altul. Da, și sunteți de acord că anume aceste emoții vă stimulează să creșteți, să vă dezvoltați, pentru că ele sunt stimulul nostru. Fără emoții, viața nu este interesantă. Exact, emoții de sănătate. Măcar pe demo ai emoții, posibil că nu vrei să greșești, adică vrei să vezi care e rezultatul, dar când ești pe cont real, măcar emoțiile este să răscumpăr cu ceva, că faci un profit și știi că profitul celălalt e deja e palpabil. Deci asta a fost istoria mea, nu știu, a fost deservit sau nu, dar deci eu m-am motivat prin ceea că eu am vrut să nu pierd abilitățile tranzacționale. Eu știam că este nevoie să încep să tranzacționez pe contul meu real pentru a mă dezvolta. Pentru că simțeam că pe demo, da, eu înțeleg cum se tranzacționează, dar parcă nu era până la urmă clar. Și sincer, eu am învățat anume, am înțeles și mi-am format strategia mea de tranzacționare, anume după ce mi-am deschis contul meu real, pentru că abordarea a fost alta. Asta este tot. Aici aș vrea să mai adaug, iată, ține de formarea ca trader pe real. În primul rând, trader se formează o singură dată. La fel cum mămica devin mămică o singură dată, la fel și trader se formează o singură dată și această formare trebuie să fie pe real. Atunci când noi suntem pe demo, voi deschideți tranzacția, ducem profit, nu ok, închideți tranzacția, ducem minus, nu ok. La mine un trader a venit săptămâna trecută, dar nu mă greșesc, a fost fluctuație foarte frumoasă pe aur. Și el îmi spune, domnișoare, Ileana, a făcut 10.000 dolari pe aur. Super, bravo! Ce aș face să trage? E pe demo. Apoi cum atunci? Se consideră aceasta că am făcut profit? Nu. 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 Cel mai interesant că voi puteți să exersați pe demo un an. 2, 3. Voi oricum n-o să vă formați ca trader până la final, da? Ok, sunt de acord, vă puteți face o analiză, vă puteți face o prognoză, pentru că traderul cu aceasta se ocupă. Dar scopul principal al unui trader este să facă bani, corect? În cazul nostru, pe demo noi facem? Da. Nu. Și atunci când traderul se formează pe demo, după ce l-a finisat cursul de pregătire, atâta timp cât voi v-ați învățat, este ok să tranzacționezi pe demo. Pentru că ar fi straniu, da, eu mă învăț în dată pe real. Dar după ce ai finisat, neapărat trebuie să treci pe real, pentru că voi începeți să simțiți piața. La voi, când continui pe demo, creierul deja el se relaxează. El nu percepe informații adăugătoare. Exact același lucru când ai finisat școala auto. Dacă noi nu am început să conducem, noi ce se întâmplă cu aceste cunoștințe? Le uiți și trebuie neapărat peste o perioadă de timp să iai lecții adăugătoare, după care deja să înveți încă o dată a merge, corect? A conduce. Același lucru cu o limbă străină. Spre exemplu, eu cu 3-4 ani în urmă am învățat limba germană. Cel mai interesant cu cunoșteam la nivel de comunicare. Cum credeți? Acum cunosc? Nu se uită. Dacă ați făcut lecții mai departe adăugătoare, cunoști. Dacă nu comunicați, trebuie că vă uitați. Corect. Deci am uitat totul mie. Poate mi-aduc aminte ceva cuvinte în care mi-au rămas în memorie. Să citesc tot. Dar să comunic? Nu! Și încheiți chestia asta că e una să faci curs, să știi limba așa de punct de vedere literar, corect, să o vorbești și altceva să duci în țară vorbitoare de limba engleză și vorbești acolo engleză. Pentru că, oricum, când începi să vorbești cu un nativ, nu-l înțelegi până la urmă ce vorbești el. Spun asta pentru că am fost în Irlanda și acolo, de exemplu, îi vorbesc limba engleză, dar s-au zis ce limba engleză vorbesc. Adică poți să vorbești foarte bine limba engleză. Eu am un nivel bun de engleză. Dar pe ei e cam complicat să înțelegi. Dar dacă totuși ai o bază și te acomodezi anume cu accentul lor sau cum formulează ei propozițiile, oricum însușești mai repede decât dacă nu știi deloc engleză. Adică este important nu doar să știi formal, pentru că noi pe demo suntem traderi, suntem formali. Adică știm reguli tranzacționale, știm să vedem un trend, nivele și avem o strategie oarecare. Dar ca și la școala altă. De exemplu, e una să te joci în calculator și să conduci mașina și altceva să o conduci în realitate. Adică viața reală diferă de virtuală și de ceea ce unde nu ai responsabilitate, atitudinea nu este care trebuie. Adică responsabilitatea nu ne face pe noi să avem o abordare mai serioasă și să ne formăm. Aici vreau să vă dau un exemplu, o mică istorie, ce țin de formare o singură dată. Erau doi arheologi, ei căutau specii rare de fruturi. Respectiv au ajuns într-o regiune unde, într-adevăr, această specie se putea de întâlni. Ei au găsit această specie, dar datorită la faptul că
era o limitație în timp, dar trebuia neapărat să pleci deja. Acest fluturi era jumătate în cochilie aceasta lui, da? Nu era ieșit pe, în întregime, totalmente. Acum, ca să-l vadă, să-i fac poze, el l-a ajutat să iasă. Cum credeți? Acest fluturi a mai zburat? Nu. De ce? Nu era format în lăuză. Așa, exact. Deci atunci când el iese singur el din cochilie, la dâns se formează mușchi, da? Mușchi aripilor. Respectiv, el este format ca fluturi. La fel aceeași situație și la noi. Atunci când traderul tranzacționează pe demo, da, el începe să simte piața. Dar când trece pe real, îi vine foarte greu. Și atunci are și consultantul mai mult de lucru. Atunci se creează dificultăți și bariere psihologice și pentru trader. Este posibilitate ca el totuși să se formeze și să devină trader de succes, dar o să aibă nevoie de mai mult timp și mai mult lucru. Deci e foarte important ca voi automat ce ați finisat curs de pregătire și treceți pe real și să vă formați ca trader pe real. Niciodată acest moment nu se le înțeleagă traderul cel care deja e pe real cu acel pe demo. De ce aici ne-am adunat și pe real și pe demo ca noi să facem acea diferență și să vedem cum ne putem ajuta unul pe altul. Așa. Istoria noastră. Da. Iată, eu mă gândeam. Deci, în istoria mea, aici o să abordez anume momentele acestea când eu ascult de cineva și când nu ascult. Când sunt în umbra cuiva și când nu sunt, când iau decizii singurică, când nu cred în zvonuri, când nu cred în ceea ce discută alții, dar singurică merg și mă conving. Spre exemplu, eu de compania aceasta am deputat-o, am dat de ea, spunem așa, un 4 ani în urmă, dacă nu 5. Deci eram primul an la universitate, sau la urmă, nu mai țin minte. Căutam un job part-time, pentru că mereu am vrut să lucrez la rezultate. Niciodată nu m-a aranjat faptul că eu să fiu răsplătit la salariu. Pentru că eu știu că eu am 8 ore pe zi, da, spre exemplu. Eu 3-4 ore lucrez, restul stau. Acum stăteam și mă gândeam, stai un pic, restul orilor eu stau pur și simplu, nu fac nimic, respectiv, nu am rezultate. Eu vreau să cresc. Atunci am început să caut un job. Am găsit la Bucheți. Nu aici, am găsit la Alexandria, am mers acolo la interviu. Parcă din start un pic m-am motivat, dar mergând acasă am început să discut cu unul cu altul, cu a treilea, cu a patra, persoane mai în vârstă despre domeniul dat la care mi-au spus nu te du acolo. Zic, de ce? Spălare de creier. Acolo o să te duci, o să spună să investească, o să pierzi tot, nu știu ce, minciuni. Ok, zic, gata, bine, nu mă duc. Nu m-am dus. După care am finisat universitate, m-am angajat ca contabil, am început să lucrez cu un salariu foarte, foarte mizer și în ce situație. Când tu stai toată ziua în oficiu și dacă din start îți promit salariu motivant, îți promit că o să crești, îți promit creștere în carieră, a trecut un an, cum credeți? Am crescut? Nu. Am avut salariu mai mare? Nu. Atunci iarăși am început să caut un job și iarăși am dat double case. Acum deja am spus în felul următor, iarăși discutând cu acele persoane, spuneam, nu te du, mai ales că persoane afaceriști care cât uși de cât cunosc piața, spunem așa. Au spus, nu, uite, eu merg, mă convin că într-adevăr sunt minciuni și deja eu o să am concluzia mea, dar asta e decizia mea, eu singur o iau. Și iată acum sunt unde sunt. Adică eu am trecut curs de pregătire, la fel curs de bază, nu am trecut ceva. Wow! După care mi-am deschis propria afacere, iarăși nu am ascultat de nimeni, au fost cazuri când și cei mai apropiați prieteni spuneau nu investi, iarăși sunt minciuni și nu știu ce, nu, uite, eu o fac așa cum vreau și după care deja o să devia. Cel mai interesant că acum persoanele cele care îmi spun, care mi-au spus să nu merg aici, să nu investesc și tot așa mai departe, mă roagă, sincer, să vină la cursul acesta de pregătire. Și nu la cineva, dar anume la mine. Și am spus, ok, voi cursul acesta o strești, dar nu la mine. Pentru că atunci când eu am avut nevoie, da, de susținere, nu m-au susținut. Și acesta este trist. Deci e mai bine dacă înțeleg, rudele vă vor bine, părinții vă vor bine, prietenii vă vor bine, dar ei nu cunosc. Voi mai bine cunoașteți, voi cei care ați trecut curs de pregătire, voi cei care aveți informații, voi trebuie să luați deciziile, dar nu trebuie să depindeți de cineva aparte. Deci ea totul este în mâinile voastre. Acum, aveți ce mai întâmplat? Avem de adresat careva întrebări care
vreau să auzim părerea dumneavoastră. Iată dumneavoastră, cum credeți la propriu? Ce vă mai oferă tranzacționarea în afară de... ce vă mai îmbunătățește în viața tranzacționarea sau poate să vă îmbunătățească în afară de aspectul financiar? Ondularea emoțiilor. Așa. O clipă, vă rog, o clipă. Bun, emoțiile. Așa. Deci noi cunoaștem că un trader, în primul rând, este puternic emoțional. Corect? El își poate controla emoțiile. Căci în trading, de regulă, emoțiile te conduc. Dar când persoana poate să facă invers, atunci el este un trader de succes. Și aceste abilități pe voi o să vă ajute nu numai în trading, dar și în viața de zi cu zi. Voi să vedeți cât de ușor o să vă comportați cu persoanele care cumva vă insultă sau care se uită sceptic la ceva. O să fiți totalmente diferiți. Trading-ul vă trezește acele calități care sunt la voi, la fiecare dintre noi, pentru că noi toți avem calități tari, dar sunt ascunse undeva și trebuie dezvoltat. O satisfacție, că luăm pe toți. Așa, dar tot e legat de aspectul financiar. Dar oricum. O satisfacție emoțională, pentru că este luat pe toți, este cercat. Dar la chestia tot. Atunci avem o reacție. Încredere, zice încredere. Prin ce anume? Referitor la depozit, dacă știi ce înseamnă că crește încrederea în sine. Așa, aici merge vorba de material. Așa, da? Nu, dar chiar putem să privim iată încrederea aceasta ca un aspect, da, din punct de vedere psihologic, pentru că când începem să avem profituri și începem să avem încrederea în propria analiză, crește automat și încrederea în sine, pentru că majoritatea traderilor începători le se pare că ei nu cunosc destul material, le se pare că analiza lor nu este bună, dar anume că faci analiza dumneavoastră, adiționați pe grafic, săgețile care să vă ajute, până la ce nivel o să crească, cum facem noi la matriță, ca așa. Și când vedeți că funcționează după analiza dumneavoastră, atunci la sigur o să prindeți la încredere și o să vă simțiți cu totul altfel, adică și chiar nu o să aveți panica aceasta, chiar dacă un pic piața o să duc împotriva dumneavoastră, o să fiți într-o oarecare măsură. Sigur că este foarte mare probabilitate piața totuși să meargă unde ați planificat dumneavoastră. Adică asta este foarte important. Încrederea în analiza proprie. Chiar dacă sunt consultanți financiari, mai bine aveți încredere în analiza proprie, pentru că dumneavoastră o să tranzacționați pe cont propriu în continuare. Dar atunci când mereu vă conduceți după analiza cuiva, acest lucru nu vă dezvoltă, dar oricum vă ține foarte legat de cineva. Asta e ca și cum părinții foarte mult își cocolesc copiii și când ei vor să ducă la școală sau la grădiniță, ei plâng dimineața, de exemplu, eu așa am fost. Pentru că nu vrei să te duci, vrei să fii mereu alături de persoane, cei care te ajută. Așa și în tranzacționare. Cât mai degrabă dumneavoastră deveniți independenți, cu atât mai repede o să vă dezvoltați și o să deveniți trader independenți și o să aveți profituri mai mari. Și asta este ideea. Totuși încrederea la general dezvolt tranzacționare. Pentru că când vezi că ai profit, înțelegi că ești o persoană de succes și ai perspectivă, nu? Apropo, aici vreau să adaug. Cine dintre voi urmărește Market Discussion și cine scrie tranzacția anume după analiză la Market Discussion? Eu. Așa, toți aceștia sunt reali, da? Spun pe deci mereu, dar când nu pierdesc Market Discussion? Mai deschid. Adică coincide și cu analiza mea. Așa, iată. Dacă coincide, e foarte bine. Iată, asta e cel mai important. Dacă analiza unui expert coincide cu a voastră, atunci deschideți. De ce eu nu recomand deschideți anume după semnalele cuiva? Sau să aveți mai mare încredere în cineva? Pentru că acel cineva, spre exemplu, are un depozit de 100.000, da? El va tranzacționa ca VIP. El va alege strategia pentru VIP. El îi place scalping-ul, spre exemplu. El va risca, nu știu, așa este el. Fiecare trader este individual. Acum, voi sunteți aici 20, 25, 30, nu contează. Dacă voi toți o să vă conduceți după acel trader, care este probabilitatea că voi o să ieșiți în profit? Dar la cineva de depozitul de 10, la cineva de 20, la cineva de 5, la cineva de 1000, nu știu, depinde deja de voi. O să aveți tot succes. Nu, de ce? Piața mai face întoarcere care cum chiar lumea. Vă mă gândesc, că aș mai putea piața vă sub alt fel. Vă apătați. Corect. Risk money management voi calculați. Da, sunt traderi care, spre exemplu, tranzacționează de scurtă durată,
Sunt aceia? Sunt. Sunt aceia care transunează de lungă durată. Sunt care transunează numai cu metoda Lacăr, da? Deci nu putem noi toți traderii să-i punem într-un coș. Deci ea fiecare trebuie dintre voi să aibă analiza proprie. Fiecare trebuie să aibă strategia proprie. Și am mai observat un moment, atunci când traderul are un stop loss, știți cine devine? Cine devine? Consultantul? Dacă traderul are succes. Market discussion-ul devine. Atunci când traderul ia un stop loss, păi eu m-am condus după market discussion. Market discussion nu este scopul lui acesta, ca voi e să deschideți tranzacția exact după el. De aceea vă elaborați strategia voastră și în cazul în care coincide, atunci, da, sunt de acord. În rest, nu. Asta e fix așa cum, de exemplu, a fost o prognoză și trebuie să plouă afară. Și noastră vă conduceți doar după prognoza aceasta, dar dacă afară nu plouă, oricum nu ieșiți din casă pentru că a spus cineva că afară nu plouă. Adică, dacă vedeți că nu plouă, înseamnă că ieșiți din casă, pentru că asta este părerea noastră proprie. Adică nu este bătut în cui cei ce spune cineva, chiar dacă e expert, chiar dacă este, într-un fel, nu cu gurul pe piață, dar este deja de mulți ani pe piață. Cel puțin pentru mine, de exemplu, chiar și la început, eu nu mă conduceam nici după market discussion, nici după... Nu întrebam părerea pe ce să fac, să închid tranzacția sau să o lăs. Adică eu mai mult acceptam să greșesc eu singură, pentru că nu mă supăram pe chestia dată atât de mult, ca și cum atunci când deschizi tranzacția, dar ascult pe altcineva și ai avut dreptate tu. Adică este senzația asta când... mai bine să greșești singur și să înveți din propria greșeală decât să ascult cineva și la fel să greșești și, nu știu, să se sesizezi că mai bine, nu știu, mai bine ai totuși propria experiență. Ea mai mult te ajută. Cel mai bine înveți totuși din propria greșeală. Ele sunt cele mai de folos, de fapt. Noi când învățăm să ne reacționăm, iată când facem analiza tranzacțiilor și ne uităm la direct intrare și ieșire. Care tranzacții ne bază de cel mai bine? Care sunt în profit sau care sunt în stop loss? Stop loss. Cele din stop loss ne fac să înțelegem unde noi am greșit și ce să mai repetăm. Cele din profit, uneori, ele nu sunt deschise posibil corect. Desigur, le-am închis în manual și ele sunt în profit, dar asta nu este demonstrare că am deschis tranzacția corect, nu-i așa? Dar cele care sunt greșite, de fapt, ne bază cel mai bine pentru că noi știm ce să mai repetăm. Și atât propria experiență foarte mult contează. Așa. A treia. Ce mai oferă? Da, bravo, dezvoltare. Cel mai interesant că un trader, o persoană, dacă cunoaște și poate să gestioneze o afacere în trading, el va putea gestiona orice afacere. Fiecare afacere este bazat pe valuta internațională, corect? Da. Cel mai interesant că orice companie de succes are în sistem analiști financiari. Dar sunt angajați analiștii aceștia financiari? Cine stă în locul lui? De ce companiile de succes ne telefonează pe noi și ne întreabă, dar oare ce o să se întâmple cu euro în continuare pentru o perioadă lungă de timp, pentru o perioadă scurtă? Cum credeți? De ce? De ce cei de la băncile comerciale la fel ne telefonează pe noi și ne întreabă ce o să se întâmple cu valuta internațională? Au ei specialiști? Nu. Nu. De ce? Păi uite, în sistem este. Ca și la universități, educație financiară, tot este. Nu are cunoștințe, ai mai mult cunoștințe abstracte sau ceva general, dar nu sunt acolo. Nu sunt cunoștințe care poți să le aplici direct în practică. Păi mai bine să stea în loc cu celălalt cu mătru, da, fratele, sora, decât să stea acolo un specialist. Și acesta este minusul lor. Dar voi, având aceste cunoștințe, voi singurei o să puteți gestiona afacerile voastre. Voi singurei o să cunoașteți ce o să se întâmple cu valuta internațională. Voi cunoașteți petrolul ce o să se întâmple. Voi cunoașteți care factorii care influențează supra la aceasta. Voi dețineți așa niște cunoștințe, care acum probabil nu le dați, nu le oferiți preț. Dar la mulțire, pe care ați învățat-o? Odată. Când? Așa, când erați micuți, o folosiți? Toată viața o folosiți, corect? Da. La fel și aceste cunoștințe. Voi ați învățat cum să faceți bani. Voi ați învățat cum să deveniți independenți financiari. De ce nu vă folosiți de aceasta? Voi puteți să faceți bani oricând și oricum, de indiferent ce nu s-ar întâmpla. Orice situație, orice criză, e ușor să faci bani în criză. Da.
Da, ce se întâmplă cu petrolul? Ce se întâmplă cu acțiunile companiilor? Ce se întâmplă cu valuta națională? Ce se întâmplă cu gaz natural? Ce se întâmplă cu energie electrică? Ce se întâmplă cu aurul? E simplu, dacă dolarul american cade, aurul se întărește, ei merg în oglindă. E greu de făcut profit? Și nu doar că învățați să vedeți ce se întâmplă, dar practic învățăm să folosim asta, adică să facem profit din ceea ce se întâmplă. Pentru că nu este ideea doar să cunoști ce se întâmplă cu aurul, cui trebuie să știi ce se întâmplă cu aurul. Este ideea în ceea ce dumneavoastră puteți folosi asta în profitul propriu, nu? Asta este și cel mai important. Noi punem accent că să oferim nu doar cunoștințe abstract, iar cu aurul se întâmplă asta și el crește sau el scade sau el merge în oglindă cu dolarul. Noi învățăm și învățăm aici, în cadrul companiei Datocase, cum să punem asta în practică, cum să aplicăm asta pentru a face profit propriu. Deci asta este și scopul, de fapt, al companiei, să facă acest domeniu popular și este o oportunitate. Ce vă oferă? Iată, când am întrebat ce vă oferă tranzacționarea, așteptam, iată, răspunsul, că oferă libertate. Sunteți de acord? Traderii, de fapt, sunt acele persoane care nu iubesc regulile. Nimeni nu a spus aceasta. De fapt, eu nu am înțeles, până când mie singurul mi-a spus un coleg. Tradingul nu are bariere, el nu are limite. Traderul poate să dezvolte, m-am spus, el să zboare, poate. Totul este în mâinile voastre. Este posibil eu să ajung la 1 milion? Da. Este posibil eu să ajung la 2, la 3, la 4? Da. Da. Atunci, până acum spuneau persoanele, ei, dar nu-i posibilitate de dezvoltare. Ei, dar este cu mândrism în Republica Moldova și nu putem să creștem. Iată-vă un domeniu unde puteți crește. De ce nu faceți aceasta? De ce fugiți? De ce dați piciorul? Cel mai interesant, că eu am spus din stat, eu la două să spun. Voi oricum o să reveniți, dar o să pierdeți timp, exact cum eu am pierdut 2 ani. Și acum pare foarte rău, pentru că poate aveam să fiu la un alt nivel, dar nimic nu-i târziu. Mai departe, dezvoltare, în continuare. Responsabilitate. Experiență, tot. Я считаю, что трейдинг, он учит. Вот как вы говорили, что касаемо свободы, он учит брать максимум с любой ситуации. То есть у каждого из зале был такой случай, что был выбор, мы делали, ну, по факту неправильный выбор, потом жалели об этом. Вот трейдинг учит людей выявить, какой может быть профит ситуации и получить от этого максимум пользы. Так же и в жизни. То есть мы этот же принцип можем использовать в жизни, внедрять его, в общении, там, не знаю, в семье, с друзьями, вот, где угодно. То есть, может, даже на той же работе, где вы работаете, то есть, помимо, трейдинг — это не только то, чем вы занимаетесь каждый день, это ваше хобби, множество. Так, чем полдержа в хобби, было честно, Евгений, покупайте Adibas, потому что какая есть дифференция тут между посибил и не посибил? Пентру не посибил, пусть симплес не будет на муки. Ну, кому же сажать на миллион? Asta nu este imposibil. Pur și simplu este nevoie mai mult. Știți un moment, puterea nu este în mâinile celor care dețin informația. Pentru că aveam un laureat la premiul, ok, la noi îl nu aveam, dar aveam informații. Aveam persoane, într-adevăr, care cunosc foarte multe și ți-e foarte interesant să discuți cu ei. Dar, la un salariu mizer, puterea în mâinile celor care știu cum să folosească această informație în scopuri personale. Iată cine deține puterea. În general, ce înseamnă bani? Oare nu-i puterea? Da. Deci, persoana de succes se valorează în funcție cât bani are ea. Ați observat aceasta? Deci, noi avem fiecare posibilitatea să ajungem la independență. Și avem fiecare posibilitatea să obținem acea putere. Iată, chiar și dumneavoastră doriți. Vrem să continuăm. Chiar și dumneavoastră doriți să ajungeți la zic. De ce? Pur și simplu să aveți 100 de mii în cont? Sau vreți să aveți 100.000 în cont pentru ceva, totuși, pentru viața personală, pentru ceva acolo, că aveți un vis mai mare decât pur și simplu acești bani. Pentru pur și simplu să ai. Ok, dar timpul liber pentru ce? Sănătoriți, nu? Sau că sunt alte fericiri în viață decât pur și simplu bani. Banii sunt o sursă. Timpul liber și poți face absolut ceea ce dorești, dar acum ești limitată în totul. Absolut. Da, banii nu sunt cei mai importanți, dar totuși viața se schimbă, că ți oferă confort, nu? Așa, dezvoltare, libertate oferă? Așa. Independență oferă? Nu ești dependent de stat? Nu. În tot e vinovat stat.
că eu nu am succes, e vinovat statul. Că afacerea mea nu merge, e vinovat statul. Ați observat aceasta? Că drumurile nu sunt bune, e vinovat statul. Peste tot e vinovat statul. Când telefonez o persoană, când mai vin la interviu și le spun, uite, voi studiați aceasta, studiați aceasta, lucruri care la universitate nu se studiază. Da? Dar eu nu știu dacă nu știu ce e, dar eu n-am timp. Sau spun că, dar eu credeam că să fie educație financiară, noi întrebăm, dar ce e după părerea voastră educație financiară? Dar credeam că să ne învețe cum să economisim bani. Asta este educație financiară, e atât, mi-a ajuns, cum crezi, ce este educație financiară? Bani să lucrezi pentru tine, da. Să mai mulți bani din investiția tău. Adică, educația financiară te învață nu să economisești, dar cum să faci mai mulți bani, da, ca să se adaptezi dorințelor proprii. Adică nu să te adaptezi dorințele după bani, da? Banii după dorințe. Cea mai bine așa trebuie. Așa. Încă? Păreri? Stimă de ce mai fier? Stima, presupun că intră la independență. Sau la independență. Când devii independent, te respecti și crezi că, adică îți simți altfel, tot. Corect. Așa, încă părere. Responsabil. Responsabilitate, cunoștință, dezvoltare. Dezvoltare. Autodisciplină, noi și așa cunoaștem că traderii sunt autodisciplinați, că altfel e ca în armată. Ei știu că trebuie aici, trebuie de făcut, trebuie de făcut analiz, trebuie de luat studii și tot așa mai departe. Deci, dezvoltare și gândirea strategică, totuși. Dezvoltare. Ok. Acum. Aici deja cei care sunt pe real. Dar avem și cei care sunt pe demo. Care sunt acele frici, bariere, care noi nu putem să depășim? Aici sunt întrebări la traderii pe demo. Ce vă încurcă vouă să treci pe real? Lipsa finanțelor la început. Asta e cel mai mult. Cred eu că e... Nu e corect. Nici eu n-am avut bani. Este momentul. Nu, este. Eu pot să vă zic istoria mea pentru că managerul meu este Ilian. Așa. Și el tot se spune, mă nu spune numele. E foarte interesant istoria mea. Ca și la fel ca și dumneavoastră. Da, vă spun. E ca la mine. Da, ca și la dumneavoastră, ca și la dumneavoastră. Când am aflat despre Double Case, m-am trezit într-o dimineață, n-am știut de la nimeni. Am văzut pur și simplu pe Facebook știrea. Anunțul, da, educație financiară. Am dat acolo un plus. Pentru că avem niște bănuți acolo strângi, zic că mai banii și trebuie să se întâmplă ustei. Nu știu cum mai stai de nimic, zic trebuie să-i pun la lucru. Și atunci m-a sunat managerul meu și mi-a zis că uite, că așa, 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 așa. Și zic, știți că a venit exact atunci când trebuiește mie. Și eu am avut lecțiile online. Mie mi-a fost și mai greu, am fost doi băieți. Adică eu și un băiat. Și am terminat deja studiile. Când se începe real, tot așa, nu avem bani. Cum vă zic, nu avem bani. Și în ultimul moment, pe mine m-a ajutat cineva, pentru că rudele toți s-au deschis, s-au zis că nu te băga, că e piramidă, că e nu știu acolo. Și când a venit la Ilian, îi zic, trebuie deja să deschidem, să deschid contul. Zic, nu pot, nu știu ce să fac, toți mă trag în urmă. Eu parcă eram tras cu oațele din urmă, dar eu mergeam înainte, zic, nu, atâta timp am investit, managerul atât de bine s-a comportat și nu știu cât informații mi-a dat. Și uite așa am deschis contul, în ultimul moment, în ultima zi a anului. Perseverență. Da. Ați fi aici. Da. Și acum nu-mi pare rău, absolut deloc nu-mi pare rău că am mers înainte. Ceamă, am venit din alt domeniu și mi-e foarte greu mi s-a dat, foarte, foarte greu mi s-a dat cursul. Dar am reușit. Dar la început știți cum este vorba asta? Ochii îți pare, îți sperie mâinile da, fac, da? Adică da. Începi să înveți. Eu chiar am avut să renunț într-o zi, zic gata, vin și spun că nu mai merg înainte. Nu înțelegem că e prost și tot prost, măcar nu, la urmă l-am înțeles. Conștumierii de obicei în fotbol nu înțeleg ce înseamnă offside, nu-i așa? Eu asta înțeleg ce înseamnă offside. Eu personal nu pot înțeleg, fratele meu e fotbalist, el mereu îi explic ce înseamnă offside.
Nu pot să înțeleg și gata. Dar în trading, eu, dacă știi că vorba de profit, da. Înțelegi. Și zic, la urmă am înțeles și îmi spun, ce, doamne Caterina, eu nu înțeleg, la noastră mici tot bine. Dar de ce mi-a spus și nu înțelegi? Fel nu știm și să vă spun că nu înțeleg. Și eu așa am deschis, vede că îmi pare bine, mergem în profit, mergem tot bine. Bravo! Și mi-am adus și fica, mi-am adus și piciorul. Bravo! Încet și ori vreau să-mi aduc și tot. El un pic mai greu, dar s-a adus și tot. Așa, deci, ca concluzie din istoriora aceasta, trebuie noi să ascultăm de persoane care sunt neinformate în domeniul dat. Nu, absolut deloc. Riscul, două riscuri sunt în domeniul acesta și voi cu toții le cunoașteți. Care sunt ele? Trebuie să ascultă persoane numai că nu care sunt în Republica Moldova. De care sunt nici. Eu, de exemplu, de trading am auzit poate de 10 ani în urmă, dar Iată, pentru aceasta noi și lucrăm la dezvoltare, la dezvoltarea companiei. Dar până acum a fost numai un oficiu, acum deja este a doilea. De viitor o să fie și a treilea. Și tot ne extindem și ne extindem. Trebuie tot să aibă aceste cunoștințe, pentru că ele vă ajută nu numai în trading, dar și în viața de zi cu zi. Și într-adevăr, dacă la noi aceasta este specialitatea viitorului, pentru noi aceasta e ceva wow, la nivel fantastic, în Statele Unite, la ei, din și noi nu așa ceva. Fiecare a doua persoană e cunosc, fiecare a doua persoană e specializat în acel domeniu. Și îmi pare rău că suntem în loc. Știi ce ne trebuie să mergem în spătare, să lucrăm pentru cineva, dacă noi avem posibilitatea să ne dezvoltăm acasă? Plăcerea noastră sau, de exemplu, încerci tranzacționezi, vrei să mergi la undeva la mare, la odihnă, nu ești limitat de spațiu, de ce trebuie să stai în oficiu, sau de ce depinde de tine un angajat cineva, sau trebuie să achizi chiria, sau trebuie, nu știu, să te gândești, iată, de exemplu, cum chiar și în Atrium, foarte multe magazine se închid, pentru că chiria trebuie să o achizi, da, vânzări nu sunt, pentru că depinde de clienți, depinde clienți, depinde marketing, depinde ce trebuie să ai consumatori. Noi nu suntem consumatori, dar nu suntem nici producători, nu suntem intermediari și eu cred că asta este cel mai avantajos, nu? De un intermediar de câștigat. Cam undeva 90% intermediari de pe un alt câștigat. Asta e pentru că nu ne-am putut din acest bilet. Așa. Deci, perseverență, dorință, aici în spate de mai adăugat, nu ascultăm de persoanele dezinformate. Luăm decizia singurei. Ascultăm intuiția. Intuiția? Da. Intuiția, mie îmi pare, vă spune atunci când voi faceți primul pas în acest domeniu, dar după ce deja ați luat cunoștință, ești deja numai intuiție. După ce am luat cunoștință? Da. Dar vă spuneți că aici, acum, ca trebuie la gemă, vreau și ce-ți trebuie. E că eu, de exemplu, când am la ea, eu am avut așa niște emoții, eu nu putem să lucrez. Știi, eu eram, da, vrem să refuz, adică să renunț, sau merg mai linge și avem așa niște emoții, nu putem lucra. Eu, de exemplu, fac salariu și îmi facem la mine, eu de 3 ori am greșit. Nu putem lucra, mă scot, eu nu pot lucra și stăm cu mine, știi? Eu, asta era în mine, nu asta mă zonă de stea, mă întreb. Și îmi spun, iată, dumneavoastră, dacă vă doriți, pietre al, eu am oameni, am să și eu am venit. Așa o intuiție am avut, eu nu știu despre bine sau despre rău, dar adică intuiție o văd foarte. Iar de când eu vreau să încerc, eu vreau să mă dezvolt, eu vreau să văd ce înseamnă, era de creează. Dar intuiția, vă spun, așa niște emoții, nu putem lucra. Și imediat sună managerul, nu putem să nu vreau să nu știu. Ați atras, dar ce domeniu, fără ca să faci ceva fizic, totuși ați atras. Mie pare atunci când persoana vrea să se dezvolte, când persoana deja ajunge la extremități și înțelege că, uite, în locul unde ea stă, locul acesta de confort, deja nu mai are putere să stea aici, vrea dezvoltare, vrea să crească. Atunci mie pare să se alină de orice oportunitate, de oricare. Și dacă are noroc și de acest domeniu, atunci aici oferă libertate, ea poate să crească, ea obține, persoana face aripi, spunem așa.
Dar știți ce interesant? Adică eu când am venit prima raport, s-a mine două zile la teorie, după asta să voi nu mă întâlnim, nu mă regăsesc, nu înțeleg nimic și mă duc acasă, după asta nu mai vin la trezie, mă sună managerul și îmi spun iar că dumneavoastră ar fi bine să vină față cursul teorie, după asta ia să rămâniți în bază de date, nu vă răzgândiți, rămâniți la practică. Dar finisez teorie pentru ce să vinești de practică, da? Mai ales la compania chestia. Da, da, corect. Eu pot spune aici că eu am mai mers undeva să învăț și am achitat acolo 500 de euro și nu am înjit. Și eu nică tână, dar este spătit așa că mi-i mătărie toți înapoi. Tu ai parcă te-ai făcut acolo și nu te bagi. Nu, eu merg înainte, eu sunt ambițioasă, merg înainte, vreau să văd. Și la urmă, ce s-a am de pierdut? Nu știu bani, dar îi fac. Bravo, și am mers înainte, da. Bravo. Și acum eu la toți le spun, eu vreau să mă împărtășesc cu bucurie mea, dar nimeni nu mă crede. Da. Nimeni nu mă crede. Și eu zic, credeți-mă, zic, eu când am venit la cursul, nu am avut cine să-mi spun, să-mi confirm, că da, într-adevăr, așa e. Dar eu acum vă confirm, eu am făcut extrageri, adică e real, nu mai văd, e real. Nu, tu ne-ai luat hătrun. Nu înseamnă că asta e așa meritat. Asta, da. Iar sunt persoane care nu vor să accepte binele în viața lor. Adică ei vor să supere și parcă să hrănesc din chestia, da. Dar e important să ai curajul să creezi în propriile, adică să creezi în propriile cunoștințe. Pentru că ele sunt uneori mai multe decât este nevoie. Pur și simplu, nu, mi se pare că totuși cineva mai bine știe sau cineva mai bine face. Până nu facem noi primul pas în acest domeniu și ne convingem pe pielea proprie că noi facem profit și noi putem să, nu pur și simplu să tranzacționăm așa un pic pentru noi, să ne antrenăm, dar noi putem să transformăm această afacere în venitul nostru de bază, că asta este real. Așa, încă, care frică mai este aici? Ce nu-mi ajunge mie unui trader pe diamant, trec pe real? Ce vă încurcă? Curajul? Lipsa curajului. Lipsa curajului. Este, dar cum eu scap de acest curaj? Prin ce? Tranzacționul pe diamant nu-ți capăt, de start vă spun. Spre exemplu, reală, când traderul pe diamant vede persoana reală care a făcut profit, care deja are succes, client, manager, așa, e client, dar parcă se gândesc că nu, persoana asta e angajată, nu știe dacă asta e drept. Dar când văd, iar traderi neutri, care au trecut instruirea și tranzacționează deja pe cont propriu și vin și fac extragere sau parcă nu trebuie să facă extragere, anume procesul, că este real, nu știu, o confirmare ceva adăugătoare posibil este nevoie. Pentru că mulți au anume dubile acestea, că dar oare e corect asta? Dar ce este omul lor, nu? Că este omul lor. Da, asta e că tu. Și dacă ne spui, spune, zici că dar nu v-a spus că să mai aduceți pe cineva. Adică să încurajați pe cineva. Ei, și ce dacă să aduceți pe cineva? Dar ce universitățile? De ce universitățile caut oameni? Caut studenți. Caut studenți. Pentru ce lor asta? Piramidă? Universitatea e piramidă? Ce bă, ce negativ oferă universitatea? Ei doar atrag oameni, nu? Pentru că este concurență, este lupta la universitate, este lupta în studenți. Unde o să fie mai mulți studenți, înseamnă că universitatea este mai de succes. La noi nu este concurență, la noi este ideea că noi vrem să arătăm într-un fel oamenilor că este o cale mai simplu de a avea o viață mai bună. Nu este nevoie să te duci undeva și să lucrezi pentru cineva, să fii nimeni. Pentru că când te duci peste hotare să lucrezi la cineva, nu se uite ca la nu știu, ca la originar. Se uite ca la o persoană care a venit, primește salariul mereu mai mic decât originarii care lucrează la același lucru. Și eu cred că asta nu este corect. Ce? Noi nu suntem mai proști, noi suntem din potrivă, eu am văzut, am observat, noi suntem mai adaptivi. Noi învățăm totul mai repede. Noi știm că, pentru că noi suntem deprinși cu o viață nu chiar așa de luxoasă ca cei din Europa, de exemplu, noi știm că dacă o să învățăm și dacă o să depunem efort, noi să avem succes. Și atât anume aceste calități, că noi ne ajut și în tranzacționare. Tot este posibil. Și asta este ideea. Încă, în afară de lipsa curajului, ce ne mai încurca? Dar frica nu ne spasează. Frica, oricum este frica, chiar și dacă am venit, tot frica. Frica, cam e legal să lipsa. Nu, lasă-mă. Cum să depășim frica?
Cel mai interesant, majoritatea încep prima tranzacție cu 0-1. Toți! Prima tranzacție cu 0-1. Eu cu 1 chiar am început. Ea? Cu lot de asta? Cu lot. Bravo! Eu și-am început cu lot. Și-a fost. Aici sunt două aspecte. Nu știu, e bravo sau... Sunt persoane prea acrajoase, sunt persoane prea puțin acrajoase. Adică trebuie totuși să fie adaptată. Nu degeaba există risk money management. Dacă depozitul nu vă permite cu lot să intrați, nu intrați cu lot. Mai ales la prima tranzacție, asta nu... Nu știu. Cel mai interesant cu un trader, după ce a finisat curs de pregătire, a trecut prea lumea spus în felul următor. Trading-ul e ca bombana. Până nu o pui în gură, tu nu știi. E dulce, e sărată, e cu cum, e acid gustar. După ce ai pus în gură, deja nu mai poți da jos. Corect? La fel și aici. Până deschizi prima tranzacție, pentru traderii pe demo, iată, avem traderi reali, care poate să se împărtă și cu istorioarele lor. De aceea vrem să ascultăm cât mai multe. Cine mai sunt pe real? Așa, cine începe? Haideți deja din partea aceasta, după care iar trecem în partea aceea. Doamna Angela? În primul rând, vedeți că avem susținere, am avut susținere de la soț. La consultator, toți bravo la mine. Dar eu toți consultații, nu te-am Nu înțeleg, domnul Cristian, ce înseamnă asta? Chiar iar, hai la început, hai la început. Am mai luat și lecția plăcătoare, foarte mulțumesc. Câte răbdare aveți, Doamne! Șapte luni, ca tot în decembrie am investit prima sumă de bani, șapte luni. Ați ajuns la scopul meu? Da, ajung, David. Ați ajuns sau ajungeți? Ajung, peste o lună ajung. Bravo! Bravo! Eu nu toți să ajunge. Da, sigur. Așa, deci, ce a fost, care a fost faptul că dumneavoastră ați depășit frica? Cum ați trecut tot și pe ea? Sau dumneavoastră nu luată? Eu n-am avut frică. Eu deja n-am avut uitat, am avut încredere. Consultanțele așa, așa, că îmi spunești. Că eu când vedem VIP, îți spune, dar VIP ce înseamnă? Eu uitează, mă înțeleg că așa VIP înseamnă că firmele avem, facem loturi să achite, după loturi să fim iar bani, da. Noi de asta ajungem și la VIP-ul ăsta, să ajungeți, să ați zis că să ajungeți. Și că așa am mers. Eu pe demo n-am lucrat niciodată, nu știu ce înseamnă demo. Aaa, fiecare mult. Da, deodată la real, tot cu un lot, fără 0-0, nu știu, cum nu spune Cristian, dați-i cu un lot. Dă-i un lot. Bravo, dar nu știu ce înseamnă VIP. Știi? Cont de 800.000. Nu de cont, chiar cu cont. Verica sus, ceva de sus. Da, verica. Pot și lucra mai ușor când ești bine, dar deja deschizi mai ușor tranzacțiile. Ești o leacă minus, într-o leacă, eu crești, iar e mai bine. Așa am simțit, e mai bine, mai ușor. Cel mai interesant, când, iată, dacă în viața de zi cu zi, noi putem să prindem 2 euro? Nu, 2 euro nu. Nu. Dar în trading? Da. Când deschidem baie și depindem, da, putem și aici. Nu mă refer la tranzacționare, la profit. Să vedem profit și profesie de bază care e servici care o avem, da? Și aceasta, dar mă mai refer la faptul că noi cu toții cunoaștem că este venit pasiv și este venit activ, da? Din tranzacționare, eu pot să obțin și una și alta? Da. Da. Cum? Activ la noutăți. Așa am pierd. Deci, cel mai interesant că e de ajuns, eu să fac primul pas în domeniul dat, corect? Ca eu să încep să primesc
Пасиву. Фиент трейдер ангажа. Я примес пасив. Cum credeți? Compania vă oferă un cont în gestiune și voi își pasiv să primiți? Deci nu, primul pas care voi trebuie să faci sau aceasta este să vă deschideți propria afacere. Și de aici deja se încep și comisioane, se încep și tech proiecturi. Deci nu, în primul rând, nu toți brokerii oferă venit pasiv. Deci dacă vă vă pare ireal să prindeți doi iepuri odată, brokerul cu care noi colaborăm nu ne oferă această posibilitate. Deci noi trebuie să prețuim ceea ce el oferă. Câte ajutoare au fost, deja, dacă să vă dau toate exemple, chiar și numai la 3 de mine, trebuie încă 3 ore, 4, până în seară, vă țineți planurile 12. Deci ar fi bine deja, chiar cei care au deja au beneficiat de careva ajutoare din partea companiei. Da. Super! Da. Bonusuri, da? Parteneriatele. Au fost cazuri că au prelungit asigurare, au fost cazuri că nu au îndeplinit condițiile asigurare, oricum au întors banii. Au fost cazuri diferite. Nu este minus mare, tot nu închid, te ajută. Corect. Deci cazuri peste cazuri. Deci e atât timp cât brokerul nou ne oferă aceste posibilități, folosiți-le. Ok, încă istorie preau. Istorie preau. Atât? Parcă erau mai multe bănuțe. Eu cu soțul meu am cunoscut domenii dat de 2014. Dar de fiți, nu știam, nici de pe Veru. Am vrut să cumpărăm bitcoin înainte de care să tare și am vrut să cumpărăm când era cu 10, 200 de bitcoin și n-am mai găsit la cine. Toți cunoscut doamna de la Cartron, am găsit încă 20 lemn, dar așa. Ne-am dus când eu am lăsat o funcție destul de bună și s-o tare, am venit aici. Eu am lucrat și acum acătare, nu m-am dimisionat, spontană la 49 comune, la trezorerie de sud a Franței. Și nu l-am lăsat, dar dacă am început aici, trebuie până până ne mai duce. Când am venit aici, soțul mi-a spus că eu am făcut în pancă, eu spun aici, sunt băiat, el în deschidicom. Și pe mine m-a motivat, eu nu eram așa de sigur să deschid cont, atât cât m-a motivat el și o doamnă care m-a învățat. Noi am învățat împreună, din toată grupa care eram, ea era cea mai fricoasă, doamnă, că se deschid o tranzacție pe gemă, atâtea întrebări de ea și atâtea cât eu nu știu, de unde eu știu, de pe mine cineva mă urmărește. Dacă noi am terminat, cursul, doamna a deschis 10 plus 10, exact când s-a terminat corecția PSP 4 martie. Eu deschis contul de jos. Exact când s-a început înapoi, eu deschis contul. Ca în timp de 2 luni să ajung la cont VIP și de domnul sănătate, că așa de mult am vorbit cu dânsa și așa de tare m-a motivat, că după dânsa am deschis. Și dacă ea m-a motivat așa de tare și nu m-a terminat corecția la SP, am deschis foarte mult, de cât mi-a permis contul, dar mi-am luat și asigurare. Evident, după o corecție ar mai fost una și eu am luat absolut tot. Și banii mei și bonusul, ceea ce sunt foarte mulțumit că mi-am luat asigurare, pentru că pe Peleron mi-a întorsat. De obicei, ei dau cu bonus tot, da? Eu am fost o perioadă unde domnul Mihai mi-a spus că când faci un double hit sau un plus, nu e altceva, dar cu bonus, bonus stop, dacă poate să nu-ți împac bonus. Dar eu nu știu de ce așa, cred că am respectat toate condiții și mi-am întors absolut tot. De atunci, încet ușor, mulțumesc, tot îi vine. Ca să creștem, trebuie un pic să dăm la mare. Dar asta m-a încurajat mult mai mult decât deci am așa și trei conturi de mă, Domnul Mihai a spus că eu nu m-am gândit că îți faci așa și pe reală. Dar tu n-am făcut pe reală, m-am liniștit. Bine, ați avut asigurare. Da. Asta și am stat mai bine, că m-am avut asigurare. Deci, bravo! Deci asigurarea aceasta poate totuși să depășească frica. Da, pentru creditorii care au frică, îi pot să asigure? Da. Și aici deja o să fie încrederea mai mare, o să fie încrederea în analiza proprie, el știe, în caz de ceva, companie întoarce bani înapoi. Și aici a fost cazuri că de bonus cu stop sau fără stop. La mine traderii au beneficiat și bonus fără stop, respectiv
respectiv au intrat în minus din bonus, și au, compania a întors tot înapoi. Iată cum, de ce ea, Tirecul îi întorc tot. Tireal tot întorc. Da, Tireal. Asigurarea, da, i-am întors și de bonusul. Și dacă voi o să accesați link-ul cel la cont asigurat, voi acolo puteți să vedeți toți traderii care nu poți, evident, cei care au dat interviu, care au beneficiat și compania le-a întors banii înapoi. Ca voi o să vă pară real această informație, voi acolo puteți să ușor să mă vedeți pe mine, pentru că la fel am beneficiat de asigurare. Eu tot am beneficiat de asigurare și cred că mi-a întors banii înapoi, că l-am mărțit. La comia eu agrează comia pentru că și eu am trecut prin aceasta, știu ce înseamnă, de ce și am intrat în minus. Dar iarăși, până când nu, dai, nu înțelegi tu greșeala care este, parcă nu poți să te înveți de la cineva, nu? Da, asta e și altă instabilitate acum la contul de asigurat. Deci el este pentru a trece mai ușor peste bariera psihologică, nu pentru a face din trading loterie. Adică dacă v-ați asigurat contul ăsta, nu înseamnă că intrați de 500-503 loturi, nu știu, câștigați acolo un puș, cum să spune, să vă măriți contul de câteva ore. Nu, asigurat este pentru că de oasă treceți peste aspectul psihologic. Adică totuși respectăm risc management. Așa, deci noi cu ajutorul contului asigurat putem să depășim frica. Corect? Dar totuși trebuie să iei anumite perioade când deja trebuie să știi că nu mai ai contul asigurat. Eu, de exemplu, am luat asigurarea contului. Trebuia să îndeplinesc careva pași și eu, ok, n-am mai îndeplinit, am uitat. Contul era bine mersi, eram profit. Când mă duc la analiză transacțiilor, dar Mihai, să uităm. Am înțeles, n-a nu aveți asigurare, dar nu am mai asigurat. Vă rog să fiți atentă. Și ok, dacă nu acum am pierdut asigurarea, peste o lună la fel, asigurarea este doar o lună. Trebuie dat și odată să începi fără asigurare, adică altfel. Nu e o problemă. Sunt situații când un pic îl deranjez la o anumită oră, dar da, asta e ok. Da, da. Dar așa e bine. Dar cum dumneavoastră v-ați depășit frica când ați zis, iată, voi dumneavoastră erați pe demo, da? Ce v-a motivat să treci spre ea? Ce m-a motivat pe mine sunt, spun așa, careva pe principiu, nu, sunt careva tind către într-un an, am ceva de îndeplinit și vreau să ajung acolo. Și de asta vreau să fac mulți bani, am scopurile sunt. Să fiu independent, să am timp să fac ceea ce acum cât sunt angajat, nu-mi permit. Mm-hmm. Dar cum vă uitați la persoane sceptice care spuneau că nu, domeniul ăsta, el rău, îți pierdeți? Eu nu spune. Am știut de domeniul dat, absolut, eu am făcut cunoșteți pe Facebook, cu cum vă râdeți cu ceva, vă fac corect, prea mulți bani cheltuie, ori ceva nu e regulă, ori nu mi-ajung, ori ceva. Ceva, da, să învăț că ori prea mulți sunt bani, dar deja nu mi-ajung. Da. Și în fața dată, eu am venit la cursuri. Eram total deja foarte mult lucrez într-o companie și deja sunt egoizată, ceva nou. Și când am venit la curs, eu spun, eu habar nu știu ce e asta, dar eu să învăț și o să fac. Testul după 4 lecții eu nu l-am dat. De asta, domn Mihai, nu mă interesează, eu asta să fac și o să dăm un domeniu dat. M-am angajat. Acum, nu m-am angajat, în sens că am trecut cursul. Ok, practică, da. Doriți să faci, nu că nu am bani, nu știu cum, doar mai stai și m-a gândit. Jumătate de an, eu vreau asta. Sper timpul până soțul mi-a promis că jumătate de an o să-mi dea anul sumă. Nu, în timpul ăsta eu pot să-mi ofer, adică deja să nu fiu angajat, să am banii mei și deja să fiu un profit. Și deja am găsit posibilitatea foarte rapid, într-o săptămână, suma am investit și acum tranzacționez. Iată despre aceasta și voiam să discutăm. Foarte mult m-a încurajat. Sincer, adică ce sunteți? M-a încurajat în perspectiva, iată, i-am spus ce înseamnă domeniul dat și eu spun, e un domeniu foarte bun, americanii fac bani pe chestia dată. Dacă știi, e bine. Da, în sens că e dezvoltată, nu că lumea face bani. Dar la noi nu este încă dezvoltat. Și mi-a spus, dacă îți place, du-te, dar la moment, da, situația în familie, cam un pic prea mult sunt și nu era posibil să-mi dea el suma dată. Dar
Cine vrea să descurcă? Așa, eu mereu le spun la trader, dacă vrei, dacă tu ești înfometat, să faci bani, tu găsești. Pentru că vin persoane și spun, dar n-am, dar nu știu, vin bărbați de 34-40 de ani. Cum tu la o domnișoară poți spui că nu ai? Dar cum? Ție nu ți-e rușine? Ce mai? Ce mai interesant, că am o fetiță de 17 ani și la toți am spus de ea. Я вот я мать, я говорю, я меня кулаками ой на курс, ты в принципе, ну, но в смысле дело, ничего не перемещал, совсем вина на курс честно. Я ну авиаса кит партия практика, а то че до практика интерес ангажат на Макдональдс, ну что нибудь мой скурт, а тут что какую роль для чеш банк, это партия практика, требу курсу, а в русский совсем ангажет, респективно он струбец. Atunci au fost cazuri că i-am oferit încă o dată testul repetat, pentru că erau persoane care au refuzat și atunci se poate determina să încă o dată să treacă testul, da? Totuși, vedem că persoana este, are dorințe foarte mari. Respectiv nu l-a susținut, pentru că ea foarte mult vrea să se angajeze și mulți le-am încurcat. După care, datorită la faptul că ea nu era angajată, nu putea să ia credite, nu mai contează acolo care este situația, însuși, care-i faza? Că eu mi-am spus în felul următor, uitați-vă, eu m-am angajat la o grădiniță lângă casă să fac rost, să fiu angajată, acolo, nu știu, 3-4 luni ca să fiu angajată, după care pot să iai credit, după câte așa am înțeles. Și ulterior, eu oricum o să-mi deschid afaceri în domeniul acesta. Eu am rămas cu bulughită, serios. Fetița are 17 ani și cât este ea de puternică, psihologic, din punct de vedere emoțional. Și vine un bărbat care are 40-45 de ani și îmi spune că nu are bani. Voi veniți la un consultant și spuneți aceasta? Ar trebui să fie rușine pentru bărbații noștri, pentru bărbații din Republica Moldova. De ce e... Nu trebuie discriminare și pentru femei toate este rușine. Poftim? Pentru femei toate este rușine să ajungă la 40 de ani. Independentă. Da. Acum noi avem, suntem fericiți că avem așa un domeniu și un test de stat de ani. Da, corect, da. Eu vă țin minte că tot așa nu avem bani și tot copii, am trei copii, trec cu școlițele la mine, nu mai e moscut, nu mai e. Și că așa am străzice și așa, așa mama e împrumutat, am deschis, peleron mi-a mai putut, mi-a mai dublat, m-a ajutat, a fost un ajutor și din partea mea brokerului și Tot ce înseamnă să transacționezi pe o sumă de mai mare. Da, 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 da. Deci, puteam spune, în domeniul dat mai este și oportunitate pentru mămicile care stau acasă cu copiii. Deci, dacă aveți cunoscuți, aveți rude care sunt mămici, stau acasă, spuneți-le că totuși este un domeniu unde se poate deveni independentă. Spre exemplu, eu am anumit trader care au trecut curs de pregătire și nu pot din cauza la copiilor micuți, dar ei trebuie să înțeleagă, trebuie să faci primul pas și atunci evident devine independent. Mai ales stând acasă, ce nu poți scris tranzacții? Nu poți să faci profit? Poți. Cum se sizează? Că nu se sizează ce domeniu ca unul real și ca unul care poți să-l însușească ieri. Pentru că doar le pare că sunt alții mai deștepți sau... Nu vor schimbare. Nu, eu sunt din nou am să zic, eu vreau schimbare, vreau să mă schimb. Nu știu, da, vreau să necesar, eu cred că copiii noștri viitorul o să aibă tot, să vadă ce înseamnă asta. Dar noi școală nu ne-au învățat părinți, nu ne-au ajutat, nu ne-au spus că trebuie dus de învățat. Noi n-am avut așa idee. Pentru că ei la fel nu au avut așa idee. Școlarii eu au idee, de școală am înțeles. În general, la noi sunt cu totul alte concepții. Da, și de asta e ca noi cum ne învățăm. Nu învățăm salariul, cum e ca? Cum e ca? Eu școală, ea nu e bunică, ulterior să obțin un job bun. Părinții, eu 3 ani m-am luptat cu părinții să fiu angajată la stat. Pentru că ei spuneau, ei vorbinele, evident, dar spuneau că, uite, acolo este siguranță, stabilitate, da, o să lucrezi până la orele 4, pe care o să mergi la clinicile acestea, da, da, gratuit, pentru că ei îți oferă gratuit, la stat, da, Aceasta e motivația? Nu. Sunt pentru poliță. Pentru care oricum trebuie să duci să achizi. Dar când bani, toți permiți să te duci să și în spitale și să faci. Totul va privat, ai văzut două secunde, adică să duci să ai la analiză
dimineața, când stau în rând de doamne în vârstă și când au ce face acasă, dar tu cu copiii mici n-ai loc, de exemplu, pentru poliția gratuită. Nu, adică faci bani și te duci la da, și faci ce, totul. Ce salariu? Eu sunt educator, 5.000 de lei. Fata mea spune, cum te-ai făcut dat salariu? Iată, ea deja pe nu te înțelege. Tu o să fii cu salariul, cu absolutul. Eu fiind angajat ca contabil, am cerut o mărire a salariului. Și n-a putut să-mi mărească. Am așteptat 4 zile și nu mi-a mărit. Din cauza asta am scris cel din liderat. Și întâlnindu-mă cu doamna Ecaterina pe drum și mi-e povestea de toate cazurile de tranzacții, eu fiind în altă, așa, mai într-o parte puțină, e compatibilitate, dar nu e tranzacție. Și mă uiteam așa, nu prea clar, dar totuși m-am luat în mâini și fiind la o cumpănă de asta mai jos, cât de ca mai eliberat, eu trebuie să merg înainte și să demonstrez că se poate de făcut lucruri cu mult mai frumoasă. Trebuie să mergem să facem pensii, da, dragă da. Mai. Și asta. Bravo. Mai sunt istorii de real. Gheorghe, ce vă genați? Dați tot să oferim și cuvânt la un bărbat. Care, ce v-a motivat pe dumneavoastră Ispreal? Eu n-am așteptat nici eu muncă să Ispreal, tot cum am terminat cursul, tot am aflat și eu, m-am aflat de fel de prietena, e Facebook-ul văzut și tot pe educația financiară, dar noi pe viitor, adică era gândul ăsta de a face ceva antreprenorial și avea anos. Cât de mitel, dar anos, adică tot nu vreau asta, să lucrez la cineva. Și prietena, dacă lucru de bază era, adică mie îmi permite că eu să vin la curs aici, ei nu, programul de lucru și hai duci tu și vezi cum e, ce înseamnă și asta așa, adică am trecut cursul și teoretic și practic, dar la o lună n-a stat pe demon, dar nici tare pe demonul, eu eram axat să găsesc bani, să pornesc pe real, înțelegem, pe real e totul altceva. Da, era un pic de scepticism, era din partea chiar și a mea, puțin, dar adică întotdeauna a fost prietena Adi, ca să facem, tot așa e bine, tu ești bravo și asta m-a motivat chiar tare, chiar eu ca bărbat, dar în spatele meu este o femeie prietenă, cum s-ar zice. Și am pornit pe realtă, n-am nici eu mult, am eu, 2-3 luni am așa, dar rezultate sunt. Tot cu cont asigurat, că n-am pe cont și au fost momente, dar a fost. Și mergem cu cap sus înainte. Spate, da? Da, spate. Asta, nu știu, chiar cum ajungeam în moment, că, adică ce contul pe minus, da, eu am făcut-o, am riscat, dar mă gândeam, zic, că nu, eu o să mă duc și o să fac banii alții, trânează aici. Dar eu n-am domeniu ăsta, nu. Chiar eu nu știu cine a avut bani strânși să înșeapă chestia asta. Da, e greu, până și începi, când îți găsești bani, până și întorci înapoi. Începi ușor, e etape, dar adică tu ai alt scop să faci în viață. Da, dar cine are bani strânși, n-ar ce faci cu dânsul. Vreți să investească în Moldova. Da, când vreau să fii tranzacționare, să nu-ți ierzi banii, să ai deja bani strângi, nu că să ai strângi, să investești. Dar unde se strânge aici în Moldova? Salariul mizer care îl faci și dă-i pe gazdă, dă-i pe, nu știu ce, acolo te îmbraci, mănânci și ieși cap în cap. Până poți să ieși. Da, la unul la altul trăiești. Da. Așa, bravo. Mai sunt istorii triali? Da. Sincer, eu am avut noroc de părinții mei, starul sau nu, dar e chiar la unul bani strângi. Adică de la început tatăl mi-a dat o sumă de bani 15.000, dacă nu greșesc, da, pentru primul cont. Am deschis două, de fapt. Am dat să luat banii cu toate de la cont, pe al doilea cont. Și am avut noroc și de manager meu, doamna Olga, de la Alexandrie. O sunam și la 11 de noapte, vorbeam cu dumneavoastră de aici, cu copiii, de aici noi cu problemele noastre. Pe demo tranzacționam cu 15, 20, intram cu câte loturi puteam. Pe real, cred că mai mult de un lot niciodată, n-am intrat și pe un lot pe valut tot, nu tare, doar dacă este pe mișcare mai bună. Adică, pe demo era complet un act de tranzacționare, pe real e complet altul. Mult mai calculat și încă am o oarecare frică să intru cu mai mult volum, dar oricum riscul management la mine e cel mai important, dacă eu nu pot, eu n-am cum să nu respect, adică.
fiindcă odată am intrat, de fapt, cu conturile în minus și nu mai nu-mi permit să fac încălarea asta. Da, în fiecare se fac greșeli, fiecare se învăț, dar înțeleg oricum asta se merge. Deci ce m-a motivat să treci și treau? Eu foarte tare vreau imperial, nu știu. Chiar și când eram la... am făcut cursul individual pe la 9, da? Și nu aveam răbdare, pur și simplu să ținem cont, adică am ținut contul la jumătate de curs de curs individual și eram foarte fericit, adică mai ales primele tranzacții, vireala asta este așa niște emoții foarte. Eu am avut caz că am luat grupa, am format grup curs de bază la teorie. O persoană, după, eram a patra lecție, a patra lecție de teorie, asta este risk money management. Se apropie înainte de a intra la lecție și îmi spune, dar cum e VIP money? Stați, dar nu știu că trebuie VIP money. Dar păi vreau să-mi scriu cont. Stați un pic, haide, deja încet și oare și m-am călmat și eu, pentru că eu la fel eram în joc. Zic că haideți mai întâi la lecție, după care ne oprim și discutăm. Am discutat, am înțeles ce vrea el, am deja am înțeles care este scopul lui și zic, ok, vă permit, dar numai dacă luați cunoștințe. Da, 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 nicio problemă. Și atunci, deja știind concret ce vrea, el a solicitat lecții individuale. Și cel mai interesant, că atunci când traderul se decide să-și deschidă propria afacere, compania mai face reducere la lecțiile individuale. Da. Nu știu dacă beneficia de așa oportunitate. Da. Bravo! Așa. Ok. Încă istorii reale sunt? Sau mergem să vedem cine a câștigat? Nu merge, care prietul a fost? Da. Tot atât când ce ați arătat, 0.346. Prețul actual este acum la 1.803.51. Dar iată cum noi îți liberificăm? Eu pot să vă spun că 1.803.25 am scris. La mine 1.803.20. Uitați-vă, eu propun în felul următor. Noi le împărțim încă o dată și notăm prețurile. Deci care o să fie cel mai aproape de 1000? Nu, luați scriurile țel, vă uitați și scriuți cel mai aproape de cel adevărat. El e cătare de săb, el pleacă în jos. Da, el cătare de săb. A fost prân descrescător, degeaba s-o grăbit cineva să uite în sus, el oricum a scobare în jos. El a să ajungă la 1800. Ok, prețul actual este 1802.22. Nu, 1803.60. 1802.50. Nu, 1802.50 asta era la început. Dar știu cine are prețul ăsta, nu mă, eu nu sunt aici. Nici eu, nu știu. Dragii. Eu nu este aproape de preț care da. Cine mai aproape de preț? Ăsta l-a zis. Țin minte care ești că cine ține minte care a scris cel mai aproape de prețul ăsta? Eu am spus 1.803.25. Acum așa, o limba. 1.803.25. Și 25. Scrieți prețul actual. Prețul actual care? 1.368. 1.368, da? Da. Ei, nu, iată de aproape. 1.368. Cine a scris mai aproape? Cine ține minte? Asta și fază, mi-e pare să mai țin. Nu, mi-e tot mai puțin. 1.320. 20, mai jos. Altul care cine a scris? Ce a scris? Da, e mai jos de tot. Asta și-i fază, cel mai bine. 0.0. Deci noi trebuie să vedem, ar fi bine să le deschizi toate, da, și eu scriu tabă. Așa. Și o să vedem deja care sunt acei patru, cei mai apropiați. Eu să ne opărim deja. Care mai sunt acolo? Până ce 25 cel mai aproape? Nu, spune-le toate și eu scriu. Așa.
Aici este 1830. Nu mai e 1803. Da, da. 1803 nu mai. 1830. Nu. Așa, 1. Nu. 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 Da, da, așa, încă. Nu ai mi-a mărmătil că e... Da, eu nu am contract broker. Așa, deci, cel mai aproape a fost 1825, 1820, erau două? Unu. Și încă mai aproape de ele, care a fost? Dar n-ați spus să știți că e 30 de minuți. Nu, până la final de lecție. Iată până acum. Timp de două ori. Da, timp de două ori în șurie. Este maxim de 1804, da? Sau 1800... A fost 1804, da? Nu, a fost 1802. Nu, a fost și 1804, dacă nu greșesc. Deci primii doi... Este 1804-20. Așa, 1804-20. Acum, mă, mă, mă. Ce în care mai este? 1805. 1805, da, este. 1805, e cam de parte. Deci, e 1450. Așa, gata. 1850. 1850. Deci, primul, 1825, ce ne-ai? Eu. Da, nu. Eu aș trebui. Deci. Nu ești urmă, că ești scris așa. V-ați spus că e noroc. Pentru Grigore Ulieche, certificat, $1000 la depozitul care deja îl deține. Da. Mai facem un concurs. Eu v-am spus că o să fie interesant. Felicitări! Mulțumesc! Da. Așa, următor, 1820, cine a fost? Așa, pentru dumneavoastră au certificat $500. Aceasta este o să fie un stimul pentru dumneavoastră. Deci dumneavoastră o să aveți deja un depozit $500, vă puteți tranzacționa. Aici recomandarea noastră este să îl măriți și să ajungeți la scopurile dumneavoastră. Următorul, 1850. Păi, Micaela, Codran. Opa! Certificat, $300, dumneavoastră sunteți până ce demo. De aceea acesta o să fie primul contul dumneavoastră. Și deja stimul pentru a trece și a mări depozitul. Felicitări! Și ultimul, 1820. Cine? Micu Tatiana, bravo! Tatiana. Cel mai interesant sunt toate, practic, tot doi primii. Felicitări, dumneavoastră vă primiți o cărțulie ce ține de piețele financiare și totul despre tranzacționare. Deci împreună cu totul vă puteți să vă informați, spunem așa. Eu cu banii. Așa, deci, eu sper că scopul masterclass-ului nostru de astăzi l-am îndeplinit. De aceea, cei traderi care sunt pe real,
au motivat pe cei care sunt pe demo și sperăm că în timpul apropiat și cei care sunt pe demo și nu au curajul să treacă primul sfat și ei primul pas. Deci eu vă doresc succes în continuare. Da, noi vă doresc succes, deci un nou etat, succesul e zâmbet celor care se vor.